Hello, 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 de la kilometru zero are hași haneală, femeie de capitală. Ta-da! Înainte de toate vreau să bușez butonul ăla de like, subscribe și de abonare și să vă spun că eu am avut emoții dacă îmi va veni coletul de pe Trendyol, pentru că știți că am mai dat atunci comandă și nu mi-au venit și chestii șopotel și mie nu-mi plac nici retururile, nici nu-mi plac. Adică dacă comand, să zicem, de exemplu, ceva de 30 de lei, mă, nu vine să-l dau retur, nici dacă comand, nu știu, de 80 de lei. Dacă îl dau de pe Shein, de pe Temu, de pe Trendyol, de pe AliExpress, nu vine să-l dau înapoi, mai repede îl pun pe Vinted și-l vând decât să mă complic cu un retur, cu așteptare, cu stres. Și hai să începem. Ce avem noi aici? Avem cobor. Avem cobor. Stați un pic să-mi iau înapoi cutterul, că avem de descoperit, se pare. Știți că eu am dat comanda aceea pentru covoarele acelea bej care mi-au venit și de altfel voi deja le-ați văzut, doar că am dat comandă de altul pentru la baie. Arată așa, nu știu, cu detalii aurii și ați văzut că eu am încercat la baie să am detaliile astea aurii. Gen. Dar eu știu că trebuia să am două. Unul mai mic și ăsta mai mare. Trendyol, ce se întâmplă cu tine? Nu mai dai și al doilea cobor? Bună, Giulia! În fine, hai, next. Mă uit încă o dată pe acolo să văd care-i șmen. Aici avem trei hanorace. Mărimea XS, ML, XL. Dacă stați să vă gândiți, sunt așa. Corina, Roxana și iubitul meu. Nici nu le mai desfac, o să vi le arăt așa. Gen. Știți că l-am luat pe cel juicy, roz? Ei bine, le-am luat și pe negru. Chiar mi-a plăcut, v-am zis, mi-au plăcut de atunci, doar că am fost foarte dezamăgită de mărimea în sine. Aici cred că este, da, același, dar l-au pus în altă pungă. Ta-da! Zici că fac bișniță, oricum mi-a arătat acolo că a fost oprit la vamă să fie verificat. Păi normal, dracu, că dacă am luat trei aceleași model, doar că de-astea diferite, ce s-ar fi gândit ăștia? Asta vinde! Asta face business, business. Și a treia. Nu vi le mai desfac pentru că deja le știți, adică îl știți pe cel roz, n-are rost să mai desfac. Dar, de fapt, ar trebui să vedem cum vine excesul, nu? Hai să vedem dacă ăsta e exces. Stați un pic. Vreau să mă uit în interior, să nu le desfac anapoda. XSS. Mamă, la fix, l-am deschis fix pe ăsta al meu. Haide. Oricum se zicea că e oversize de atunci. Am zis, nu mă deranjează că e oversize, mă deranjează când vine super extra mega oversize. Ei, altceva! Altceva, altceva! Da. Deci, fetelor, ăsta este oversize-ul meu. Îl vedeți deja așa, acum, cum vine. Că este și ăsta mare, vedeți? Vedeți doar puțin degețelele. Dar e oversize-ul good. Hoodie, booty. Ah. Și hai să vedem ce mai am luat aici. Da, eu cred că e doar un covor din alea. Hai, ce să faci, n-ai ce să faci. Și acum o să vă arăt o chestie foarte ingenioasă din punctul meu de vedere. Stați să văd cum îl desfacem. Este un dulap care se pune la bucătărie. Haide! Deschide-te, Abraham Lincoln!
Dacă vreți să economisiți spațiu, unde știți cu toții, tipic românesc, că ținem coșul de gunoi și produsele de curățenie. La produsele de curățenie, mă întreb. Acesta l-am tot văzut pe TikTok, făceau unii reclamă din România și vindeau ăsta, doar că altă culoare, ceva de genul, cu 150 de lei. Și am zis, mamă, cât de mișto, cât de ingenios. Păi eu nu dau 150 de lei ca să-mi fac puțin spațiu acolo, la gonoi. Dreptul de spațiu. Stați să vi-l și arăt, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Așa se prezintă. E, și faptul că poți să spui produsele de curățenie și sus și jos, implicit îți economisești spațiu. Dacă este ceva ce nu mi-a plăcut, eu nu sunt fan cheia, nu pentru că nu mi-ar plăcea, ci pentru că nu știu să asamblez chestii. Chiar nu știu. Ok. Dar, ipotetic vorbind, ar trebui să fiu very easy busy. Easy busy, am zis. Ok, hai, le băgăm pe astea așa. Nu, așa. Ok, hai, că am prins șmecheria. N-am prins gata. Așa. Și asta așa. Și asta așa. Ce credeai, bă, tu, dulapule, că mă faci pe mine? Și tu nu știi cine sunt eu, bă, băiatule. Ia uite. Are și rotițe. Trească familia mea. De ce are și rotițe? De ce? Ca să-l tragi mai repede. Prostul. De asta are și rotițe. Hai să vedem dacă reușesc să pun și rotițele. Dacă nu aie, nu mă supăr. Că nu am de ce să mă supăr la o adică. Nu? Asta mi se pare lucru manual, jur. Ce fac eu acum? Mai ales că eu nu sunt talentată, deci eu la orice chestie eu las palmele. Nu cred eu că mă pricep așa prea mult. Ok, avem 4 roți. Stați că le pun aici. Stați că vreau și să vă iau după aia la bucătărie cu mine. Ce stâmpită! Eu dacă fac ceva de rahat, îl fac cu voi aici. Nu funcționează așa. Nu? A ieșit ăsta. Bă, vină înapoi, bă! Sub nicio formă nu este așa. Păi și ce am făcut greșit? Deci mi-a dat la temelie, jur. Mi-a dat efectiv la temelie. E clar, rotițele stau sus. Dar în imaginea mea nu înțelege fata cum de stau sus. Ba, picioare. Mă, eu măcar v-am specificat, mă, de la început, că nu mă pricep, v-am specificat. Acum puteți să râdeți și cu curul de mine, că eu nu mă pricep, oare. Dacă nu se pricepe un om la ceva, acum ce puteți să face? Să-i dați în cap? Nu puteți să-i dați în cap. Asta poate, asta faci. Dar la ultimul să mă chinui, la ultimul să mă chinui. Haideți la bucătărie. Am pus covorașele astea aici, alea pe care le aveam la baie. Iar acum este minunea. Cam așa se prezintă. Da. A, măcar
economisit pe acolo spațiu, zic. Perfect. Nu aveam cum să nu vă bag și acest parfumel de care eu v-am zis inițial mai de mult, pentru că mi-a venit acum și mi-am băgat parfumul meu iubit aici, pentru că nu mai mergea fâs-fâsul la el. Așa că uitați-vă, doar că vreau să vă menționez o chestie. Acesta aici nu era un pătrățel, era o inimioară, doar că ăștia de la Shein se pare că nu mi-au pus inimioara, chiar dacă în aplicație mi-arăta acum că va fi o inimioară. Superb! Este micuț, are 30 de mililitri. Fai, dar ce drăguț ești să-l faceți mai ales de cadou, mi se pare genial. Ha-ha! Parfumul meu personalizat, zic. Și gata, cam acesta a fost vlogul pe ziua de azi. V-am dat vlog fix cu haul. Că dacă nu prea vă uitați la astea în care vă mai arăt și altceva, despre ce vorbim? Da, gata, vă super pupicez, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare cu nu știu ce clip, dar mie mi-ar plăcea foarte mult să vă uitați la toate pe care le postez, că eu v-am și zis că nu vreau să vă plictisesc și niciunul. Eu nu consider că vă plictisesc, adică mă uit la ce m-aș uita și eu. Nu neapărat vorbă lungă, sărăcia omului. Mai are și chestii interesante. Gata, vă pup, vă îmbrățișez, bye!